tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Andreea și astăzi am la cerere un filmuleț de croșetat, o gentuță pentru fetițe. Este un model deosebit. Fetiței mele îi place foarte mult și este foarte ușor de încroșetat. Vă mulțumesc pentru că mi-ați cerut în comentarii să croșetez o gentuță. Sper că apreciați acest filmuleț și îmi puteți scrie în continuare dacă încercați acest model, cum v-a ieșit și ce alte filmulețe de croșetat doriți să am pe canal. Haideți să vedem cum am croșetat. Și încep cu un cerc magic. Unde o să ridic două ochiuri de lanț, de fapt trei ochiuri de lanț. Și voi face în interiorul cercului 12 piciorușe duble. Aceste prime 3 ochiuri de lanț nu se iau în considerare ca picioruș dublu. Deci voi face 12 piciorușe duble. Am 12 piciorușe duble și strâng cercul, unesc cu picioruș alunecat în primul picioruș dublu, ridic 3 ochiuri de lanț. Și o să fac două piciorușe duble în exact același loc unde am ridicat și piciorușele și cele trei ochiuri de lanț și unde am unit. Am două piciorușe duble. Un ochi de lanț. După aceea fac două piciorușe duble în următorul ochi. Un ochi de lanț. Două piciorușe duble în același ochi. Și așa până la finalul rândului. Am ajuns la final de rând. Am un ochi de lanț și o să unesc cu picioruș alunecat în primul picioruș, în vârful celui de-al, în vârful primului picioruș dublu de la început. Eu aici o să schimb culoarea. Deci fac piciorușul alunecat. Și o să fac un ochi de lanț pentru a securiza lucru, pentru că vreau să schimb culoarea. Dacă faceți doar cu aceeași culoare, pur și simplu lucrați în continuare. Rândul 3. 3 ochiuri de lanț. Și acum în același loc voi face 3 piciorușe duble. Și din nou cele 3 ochiuri de lanț cu care m-am ridicat nu se vor lua în calcul. Un ochi de lanț, iar acum sar în următorul spațiu,
Acum lucrez în spațiile dintre grupurile de două piciorușe duble de pe rândul anterior. Deci am un ochi de lanț și fac 3 piciorușe duble în următorul spațiu. 3, un ochi de lanț, alte 3 piciorușe duble, așa până la final de rând. Am ajuns la final de rând. Și din nou unesc cu picioruș alunecat în primul picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț. Iar acum voi face 4 piciorușe duble. În același loc, fără ca primele ochiuri de lanț să ia în considerare. 3 4 un ochi de lanț. Și din nou sar în acest spațiu unde fac 4 piciorușe duble. Eu folosesc croșeta de 4 mm și un fir acrilic. Dacă vă place acest filmuleț, nu uitați să vă abonați canalului și să mă susțineți cu un like, subscribe, de ce nu și un share. Și spuneți-mi în comentarii cum v-a ieșit. Acest filmuleț este făcut la cerere. Mulțumesc că sunteți activ pe canalul meu și că îmi cereți filmulețe. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Deci am 4 piciorușe duble, un ochi de lanț, 4 piciorușe duble și așa până la final de rând. Am ajuns din nou la final de rând, unde o să fac un ochi de lanț, picioruș alunecat în primul picioruș dublu de la începutul rândului, un ochi de lanț și tai firul pentru că eu voi schimba culoarea din nou. Dacă puteți, dacă schimbați culoarea, dacă vreți să schimbați culoarea firului, încercați să ascundeți și din firele acestea cât se poate. Pentru rândul numărul 5, ridic 3 ochiuri de lanț și acum fac 5 piciorușe duble în același loc. Am 3. Și am 5 la un ochi de lanț. Iar în următorul spațiu 5 piciorușe duble. Un ochi de lanț și așa până la final de rând. Am ajuns la capătul rândului și o să fac 5 ochiuri de lanț iar apoi o să am un picioruș alunecat în cel de-al treilea picioruș dublu de pe rândul anterior, 5 ochi
ochiuri de lanț. Și ochi alunecat aici la jumătate. Cinci ochiuri de lanț. Din nou picioruș alunecat în mijlocul grupului de 5. Eu m-am oprit la 5 rânduri, dar dacă doriți mai continuați. Din nou 5 ochiuri de lanț, piciorul alunecat la mijloc aici și așa facem până la final de rând. Am ajuns la final de rând, un piciorul alunecat aici. Iar acum fac piciorușe alunecate sau ochiuri alunecat pentru a ajunge în vârful sau în mijlocul acestui lanț de 5, prin lanț de 5. Așa. Deci sunt aici la mijloc. Acum voi face în acest ochi, deci nu în cel în care am făcut piciorușele alunecate, ci în următorul lanț de 5, 8 piciorușe duble. Piciorul și-a alunecat în mijlocul lanțului următor, 8 piciorușe duble în celălalt lanț de 5, am iar 2, 3, 4, 8. În următorul aici la jumătate un ochi alunecat și direct în următorul 8 piciorușe duble și așa până la final. Am ajuns la final. Unesc cu piciorul. Alunecat. Iar acum ridic 3 ochiuri de lanț și voi face piciorușe duble în bucla din spate a ochiurilor de pe rândul anterior. Să lucrez doar în bucla din spate. Up. Piciorușe duble. Dar acest lucru nu îl voi face pentru ultimele 4 curbe. Deci voi face doar până aici. Roată până aici, piciorușe duble doar în bucla din spate. Ne vedem la finalul rândului.
Am ajuns la finalul rândului și mai am 1, 2, 3, 4 bucle fără margine. Iar acum aduc cea de-a doua parte pentru a le uni. În acest moment ambele sunt pe dos. Am tăiat și firele care mai rămăseseră, capetele. Și acum mai avem aici un ochi de lanț și ia să vedem. Cu piciorul scurt. Și unim așa până la final. Aceasta este gentuța, iar acum o să fac și un șnuruleț, o breteluță. Pentru cordeluță unu, doi, trei, patru, cinci, am cinci ochiuri de lanț. Piciorul dublu în al treilea ochi. Și încă două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț. Lucesc. Piciorul
dublu în bucla din spate. Pitorul dublu în bucla din spate. Și încă un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Două ochiuri de lanț, trei piciorușe duble. Din nou două ochiuri de lanț și trei piciorușe duble până când ajungem la măsura dorită a cordeluței. Apoi o coasem de gentuță. Acesta este modelul final. Sper că vă place și că îl găsiți ușor de făcut. Vă rog să-mi apreciați canalul printr-un subscribe, like și share. Până data viitoare, vă las cu alte filmulețe pe canalul meu. Pe curând!